prima poruncă din cele 10 porunci care țin de relația noastră cu ceilalți, spune astfel, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Face referință la această poruncă și Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 6. Și spune astfel în primele versete. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însuțită de o făgăduință. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Deci, ce spune Pavel despre această poruncă? Spune că este prima poruncă susținută de o făgăduință. Deci, felul cum îmi tratez eu părinții, sau atitudinea mea față de părinți, hotărăște felul meu de viață în afara casei părintești. Și dacă urmăriți cartea proverbe, în special cuvântul cinste. Uh, Apare ceva interesant. Împreună cu tinerii de la Generația Curată am făcut un studiu despre ce este din Cartea Proverbi și vă îndemn să, dacă găsiți pagina Meta Noi pe Facebook, veți găsi acolo toată lecția. Dar un lucru pe care l-am văzut este că felul cum îi tratăm pe alții, în mare parte, e o sugerare sau îi sugerez celălalt cum să mă trateze pe mine. Și ce spune despre cinstea față de părinți este că dacă tu îți tratezi părinții tăi cu cinste, atunci tu vei avea parte de cinste și slavă. Și chiar în primul capitol din Proverbe, versetele 8 și 9 spune astfel. Ascultă fiul învățătura tatălui tău și nu le păda în drumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un las de aur la gâtul tău. Deci dacă tu asculți părinții, dacă îți cinstești părinții, atunci învățătura pe care ți-o dau ei și cinstea pe care le-a arătat-o lor ascultând învățătura aceasta va fi o conună și un las de aur. cinste, va aduce cinste. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit desprețuiește pe mama sa. Deci, în, de fapt, termenul sau cuvântul tradus aici nesocotit este prost. Acum ce spune? Poți înțelege dacă un om este prost sau înțelept după felul cum își tratează părinții. Ce spune? Că cel înțelept este o bucurie pentru tatăl său. Își cistește tatăl, se poartă într-un fel care aduce bucurie. Pe când cel prost spune că desprețuiește pe mama sa. Acum, desprețuiește este un antonim pentru a cinsti. Deci, Faptul că îți disprețuiești părinții, îți necinstești părinții, dovedești una că ești un om nesocotit, un om prost care are puțină valoare și alta că na, dacă ești nesocotit, n-ai să ai parte de cinste. Deci dacă tu nu îți cinstești părinții, atunci tu nu vei fi un om care este vrednic de cinste. Și dacă vă gândiți, chiar am încercat, mă gândeam, care sunt oamenii care văd de oameni vrednici de cinste, oameni care... Uh, sunt cu greutate, a căror cuvânt are greutate în politică, în cultură. Și mă gândeam felul cum își tratează ei părinții, cum îi tratează ei pe ceilalți, cum își tratează ei părinții. Și apoi m-am gândit la oameni care i-am putea numi ierti, sau oameni vrednici de dispreț, oameni nesocotiți, ca să folosim termenul din proverbe, și mă gândesc la fel cum ei își tratează părinții și cum ei îi tratează pe ceilalți. Și poate numai eu am văzut asta, dar sunt sigur că dacă vă gândiți și analizați, veți vedea că omul care este vrednic de cinste este un om care la rândul său arată cinste. Deci, felul cum îți tratezi tu părinții, de fapt, este un indicator a felului cum tu vei fi tratat în societate atunci când părăsești casa părintească. Și apoi, dacă ne uităm la lege, deci am vorbit că este a cincea poruncă, dar în cartea Leviticul, în capitolul 19, foarte interesant, aici Dumnezeu o frază care se repetă, spune Fiți sfinți căci Eu sunt Sfânt și chemarea fiecărui din noi este să fie Sfânt, pentru asta am fost creați. Și interesant cum este formulat aici, în capitolul 19, deci începe așa capitolul 19 Domnul a vorbit lui Moise și a zis Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spunele Fiți sfinți căci Eu sunt Sfânt, Eu Domnul Dumnezeul vostru. Și apoi în versetul 3 spune astfel deci după ce le spune fiți sfinți că eu sunt sfânt, le spune cum să fie sfinți. Versetul 3. Fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și apoi mai jos le vorbește despre închinarea la idol, să nu se închine la idol, vorbește cum să cinstească numele lui Dumnezeu. Dar primul lucru, deci după ce le spune fiți sfinți că eu sunt sfânt, primul lucru pe care îl spune care ține de sfințenie, fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său. Deci dacă cauți Sfințenia, dacă cauți trăiești o viață neprihănită, dar îți necinstiești părinții, îți ignori părinții sau îți permiți să vorbești într-un fel care nu arată ce este, atunci ești pe lângă sfințenie. Nu numai că ești pe lângă, ești foarte departe de sfințenie. Pentru că un, un criteriu după care se măsoară sfințenie sau care arată sfințenie, faptul că ești ca Dumnezeu, spune cinstești. Cinstești și pe tatăl tău și pe mama ta. Interesant că Domnul Iisus când le vorbește fariseilor și spune că au desfințat porunca în folosul lor și iarăși face referință la porunca să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și spune că voi ați mai adăugat niște porunci și spune că ea că asta am ce ce eram dator părinților, am închinat la templu și de asta eu nu îngrijesc de părinți, că de fapt eu am găsit ceva mult mai important și mai sfânt de făcut și de asta n-am dat părinților ce, ce trebuia să dau părinților. Și Domnul Iisus îi mustră, îi mustră aspru pentru că au încălcat această poruncă, pretinzând că ar fi tare sfinț și ar căuta sfințenie. Dar întrebarea este, bine, suntem chemați să cinstim părinții și Dumnezeu a pus ca autoritate în viața fiecărui din noi, părinții. Deci, de fapt, prima autoritate cu care interacționăm sunt părinții. Și părinții reflectă poziția lui Dumnezeu undeva. Noi ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin părinții. Așa ar trebui să fie, pentru că Domn Dumnezeu spune poporul Israel să-și învețe copiii, să le amintească. Părinții sunt cei care trebuie să le arate copilor cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu, ce poate face Dumnezeu. Dar dacă părintele nu își împlinește bine slujba, chiar în... Primul text pe care l-am citit din Efeseni, după ce spune că copiii trebuie să-și cinstească uh, părinții, în versetul 4 spune astfel, și voi părinților nu te arătați la mine pe copiii voștri și creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Deci este un fel anume sau o datorie anume pe care trebuie să o împlinească părintele, fiind în poziția de părinte. Dar dacă părintele nu își împlinește această datorie, ar mai trebui eu să o cinstiesc? Ar mai trebui să-i arăt dacă el mă la mânie, dacă nu mă crește mustrarea și învățătura Domnului? Din contră, dacă nu dă învățături care sunt împotriva învățăturii lui Dumnezeu? Ce fac atunci? Anulează asta porunca să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Interesant că unul Petru, uh, apostolul Petru, îi uh, învață pe creștini. De curând veniți la credință și îi spune ce trebuie să facă, cum să abordeze. În capitolul 2 vorbește cum să abordeze autoritățile. Care trebuie să fie atitudinea corectă față de autorități? Și în versetul 13 spune astfel. Fiți supuși oricare stăpânire omenești pentru Domnul. Deci ce ți spune că orice stăpânire n-ar fi, trebuie să fii supus. Deci este stăpânire bună, este stăpânire rea, dar trebuie să fii supus. Apoi în versetul 17 spune astfel. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Deci nu-ți spune dați cinste împăratul dacă împăratul este bun sau cinstește numai oamenii care sunt vrednici de Ce-ți spune că este un anumit respect și o anumită cinste pe care o datorezi tuturor, indiferent că își fac bine slujba sau nu. Deci dacă persoana este pusă în poziția de a fi împărat sau este pusă într-o poziție de stăpânire, ce cere Dumnezeu îi să arăți ce este față de instituții. Deja că persoana care îi e în această poziție și împlinește bine să nu este problema persoanei cu tare cu Dumnezeu. Și Dumnezeu uh, este cel care vă ajută, așa și vă hotărâi, Dar ce îți cere de la tine este respect față de instituții. Deci simplu fapt persoana a fost pusă în această poziție deja cere de la tine acest respect. Și de la versetul 18 foarte interesant spune slujilor. Fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frică, iar vorbești despre atitudinea față de autorități. Nu numai celor care sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Deci, față de cine trebuie să arăți Nu Numai față de cei care sunt buni și își împlinesc bine datorie? Sau și cei greu de mulțumit? Greu de mulțumit aici ar mai putea fi tradus irezonabil, care îți cer lucruri prostiești, care fac tine dreptățesc. Deci ce spune? Că și față de ei trebuie să fie supuse, cu alte cuvinte și lor trebuie să le arăți cinste. Și în versetul 19 spune asta, că ce este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Deci dacă părinții te neglijează, se poartă rău cu tine, ce ți spune să-i lași și să-i ignori? Nu, trebuie să continui să arăți cinste pentru că spune este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu. Deci de ce le arăți cinste? Pentru că Dumnezeu i-a pus în această poziție și tu arătând cinste pentru Dumnezeu și hotărârea lui Dumnezeu, le arăta cinste și pentru părinții tăi, chiar dacă ei nu și împlinează bine slujba. Și făcând asta, spune, vei avea de suferit, nu va fi neapărat plăcut, dar este un lucru bun dacă suferi între stare și -o suferi pe dreapta, pentru că urmează răsplată. Deci, porunca care este dat în Vechiul Testament, despre care ne se amintește în Noul Testament, vedem că rămâne și chiar uh, dacă părintele nu este unul care își îndeplinește bine slujba, asta nu poate fi o scuză pentru noi să nu arătăm cinste. Deci ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare de noi este să arătăm cinste față de părinți. Și cum am văzut în proverbe, felul cum tu îți tratezi părinții, de fapt arată felul cum vei fi tu sau cum vei ajunge tu să fii tratat în societatea atunci când lași casa părintească.